Dar tu mă vezi, încercarea mea, cobor, mă iei, mergi înaintea mea, mai sus de nor. Tu ești lumina mea, te văd și știu, chiar dacă nu simt. Toate-s posibile, zi de zi păzesc în promisiunea ta și nu mă tem. Orice s-a întâmplat, eu știu că tu, tu nu le vei schimba. Toate-s posibile, din lumii invizibile, vin mărturii care vorbesc despre cel ce-a făcut galaxiile, munții și mările, apusul și zările, te fac ca să strigi tot mai tare cu mâinile sus, Creatorule! Dar omul zice, el voi crede dacă voi vedea, dar tu spui, crede mai întâi, iar ochii-ți vor vedea. Cu un scrul ești cu cale dreaptă înaintea ta, nimic nu poate să te smulg. Oh, 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 oh,
și pustia v-am verzit. Tu ești Domn, Tu ești Domn. La cuvântul Tău oasele prin viață ia, la cuvântul Tău îndoielile dispar, la cuvântul Tău izbăvirea va veni. Tu ești Domn, Tu ești Domn. La cuvântul Tău izbăvirea va veni. Tu ești Domn,
în fiecare zi. Dar Tu ești Domn în fiecare zi. Tu ești Domn în fiecare zi. I am who you say I am.
as I praise you, chains will fall. And as I worship, freedom comes. And as I praise you, yokes are being broken. And as I praise you, miracles are happening. As I praise you, chains start falling. As I praise you, chains start falling. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, as I praise you, my chains start falling. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, liberty comes. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, my chains start falling. As I praise you, liberty te
Holy Spirit. Vino Duhule Sfânt. And speak to us from your word. Și vorbește-ne din cuvântul tău. Give us revelation. Dă-ne revelație. Give us understanding. Dă-ne înțelegere. Give us power in your word today. Dă-ne putere în cuvântul tău astăzi. That Jesus will be exalted. Iisus să fie înălțat. That Jesus will be glorified. Iisus să fie glorificat. In everything that we do. În tot ceea ce noi facem. We pray all of these things. Și ne rugăm toate aceste lucruri. For the glory of God. Pentru slava lui Dumnezeu. In the name of Jesus we pray. În numele lui Iisus ne rugăm. Amen. Amin. Amen. Amin. Thank you very much, Liviu. Mulțumesc mult, Liviu. We are starting a new series today. Începem o serie nouă astăzi. Hallelujah. Hallelujah. It's a new year. Este una nouă. So it's time for us to have a new series. Așa că e timpul să avem o serie nouă. And the name of our series is. Iar titlul seriei noastre este. Meeting the Lord. Întâlnind pe Domnul. How many of you want to meet God in a new way this year? Câți dintre voi vreți să-L întâlniți pe Domnul într-un mod nou în acest an? That you would see Him face to face. Să-L vedeți pe El față în față. That you wouldn't know about Him theoretically. Ca să nu-L cunoașteți pe El teoretic. That you wouldn't know about Him just from what you have heard from other people. Să nu-L cunoașteți pe El doar din ceea ce ați auzit de la alți oameni. But that you would know Him in His power. Și să-L cunoașteți pe El în puterea Lui. That you would know Him in His revelation. Să-L cunoașteți pe El în revelația Lui. That you would know Him in His life. Să-L cunoașteți în viața lui. That God would become real to you. Că Dumnezeu să devină real pentru tine. All of us have these moments in our lives. Noi toți am avut aceste momente în viața noastră. Where we met God. În care ne-am întâlnit cu Dumnezeu. It was like a place where we came to an altar. A fost ca și un loc în care am venit la un altar. Where we can look back and say. Și ne putem uita înapoi și să zicem. I remember when God showed himself to me. Mi-aduc aminte când Dumnezeu mi s-a descoperit. Like when I was just a little boy. De exemplu, când eu eram doar un băiețel. When I was 4 years old. Când am avut 4 ani. My father was reading me a book about heaven. Tatăl meu citea o carte despre cer. About a woman who died and went there. Despre o femeie care a murit și a mers în cer. Then she came back. După care ea s-a întors. And she described how heaven is. Și a descris cum era cerul. I so wanted to go to heaven. Și așa de mult vreau să merg acolo. That I began to pray. Cât am început să mă rog. For months. Luni întregi. Lord Jesus. Doamne Iisuse. Give me eternal life. Dă-mi viață veșnică. Give me, Lord, the faith that I'm going to live forever with Jesus in heaven. Dă-mi acea credință că o să trăiesc pentru totdeauna în cer cu Iisus. But I didn't feel any peace. Dar eu n-am simțit o pace. Until one night. Până când într-o seară. I got up out of my bed. M-am ridicat din patul meu. And I went into my mother's bedroom. Și am mers în dormitor la părinți. And I said to my mom. Și-a spus mamei mele. Mom, I want to give my life to Jesus. Mamă, vreau să-mi dau viața lui Iisus. She was so happy. Fost așa de bucuroasă. She prayed with me. Ea s-a rugat împreună cu mine. My heart was filled with such peace. Și inima mea s-a umplut așa o pace. With such joy. Așa bucurie. I knew that I was forgiven. Eu am știut că am fost iertat. I knew that I would live forever. Am știut că o să trăiesc pentru totdeauna în cer. And that is a peace and a joy. Și asta e o pace și o bucurie. That has not left me until this day. Care nu m-a părăsit nici în ziua de astăzi. I met the Lord. Eu m-am întâlnit cu Domnul. Then when I was around 10 years old. După care când am avut vreo 10 ani. I was lying in my bed. Stăteam în patul meu. And I felt like the presence of the Lord filled my room. Și am simțit cum prezența Domnului a umplut camera mea. And the Lord began to speak to me. Și Domnul a început să vorbească. You need to forgive. Tu trebuie să ierți. I had to forgive someone. Trebuia să iert pe cineva. And I didn't want to forgive that person. Dar eu n-am vrut să iert acea persoană. But I couldn't sleep. Dar nu puteam să dorm. And I kept feeling this strong conviction. Și tot simțeam acea convingere puternică. And I need to forgive. Eu trebuie să iert. And finally I said, okay, God. În cele din urmă am zis, bine, Doamne. I forgive. Eu iert. I let go. Și am dat drumul. And then I could sleep after. După care am putut să dorm pe urmă. When I was 19. Și când am avut 19 ani. I was getting ready to move to Russia. Mă pregăteam să mă mut în Rusia. The Lord spoke to me when I was in Romania. Și Domnul mi-a vorbit când eram în România atunci. And he said to me, when you move to Russia, când tu o să te muți în Rusia, fast for 7 days. Postește timp de 7 zile. And then next year, după care următorul an, go on a 21-day fast. Fă un post de 21 de zile. And I will give you the gift of healing. Și îți voi da ție darul vindecării. When I first got to Russia, când am ajuns în Rusia, I fasted for 7 days. Am postit timp de 7 zile. On the fourth day of the fast. Și în a patra zi a postului. I was praying in the kitchen. Mă rugam în bucătărie. And the power of God came upon me. Și puterea lui Dumnezeu a venit peste mine. It was so strong in my hands. A fost așa de puternic în mâinile mele. And in my face. Și în fața mea. I felt like there was electricity flowing through me. Simțeam ca și cum e curent care curge prin mine. And I began to weep. Și am început să plâng.
for a long time. O perioadă lungă de timp. The next day. După care următoarea zi. The same thing happened to me. Același lucru mi s-a întâmplat iarăși. I went to a church. Și am mers la o biserică. Where a man from Africa, from Nigeria, was ministering. Unde un bărbat din Nigeria slujea. Deaf ears were open there. Și urechile surzilor s-au deschis. At that meeting. La acea întâlnire. People were baptized in the Holy Spirit. Oamenii au fost botezați în Duhul Sfânt. The same power filled my hands. Și aceeași putere mi-a umplut mâinile. And my face. Și fața mea. And I said, weeping, I said, și am început să plâng și am zis, God, I want that in my ministry. Vreau și eu asta în slujirea mea. The next day. Și următoarea zi. It was on the sixth day of my fast. A fost în a șasea zi a postului meu. I went to minister at a church. Am mers să slujesc la o biserică. I preached for 10 minutes about the kingdom of God. Și am predicat timp de 10 minute despre împărăția lui Dumnezeu. That same power came upon me. Și aceeași putere a venit peste mine. And I called up people at the end. Și am chemat oameni la final. To the front. Să vină în față. And when I prayed for them. Și când m-am rugat pentru ei. That same power filled me. Aceeași putere m-a umplut pe mine. But it also filled them. Dar de asemenea i-a umplut pe ei. And they all started to fall to the ground. Și au început să cadă la pământ oamenii. Many of them began to weep. Și mulți dintre ei au început să plângă. Many of them began to get set free. Mulți dintre ei au început să fie eliberați. It revolutionized my life and my ministry. Și a transformat complet viața și slujirea mea. The next year, și următorul an, I fasted for 21 days. Am postit timp de 21 de zile. Just like the Lord had said to me to do. La fel cum Domnul mi-a spus să fac. The pastor, iar pastorul, and his wife that I was living with at the time. Cu care eu locuiam în acel timp. The Lord had also spoken to them. Domnul a spus de asemenea lor to do a 21 day fast. Să fac un post de 21 de zile. So we fasted together. Așa că am postit împreună. And on the eighth day of the fast, iar la 8-a zi din post, I was praying at the church. Mă rugam la biserică. With a friend of mine. Cu prieten de-al meu. We were in the basement. Și eram la subsolul bisericii. I told him, "Come and lay your hands on me." Și puneți mâinile peste mine. I fell to the ground. Și am căzut la pământ. The power of God again filled my puterea hands, my face. Din nou mi-a umplut mâinile și fața. It was like I felt strong electricity. Simțeam din nou acel curent puternic. But it was the power of the Holy Spirit. Dar a fost puterea Duhului Sfânt. And the Lord spoke to me and said, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, I've given you the gift of healing. Ți-am dat ție darul vindecării. The next day, iar următoarea zi, I was scheduled to preach at that church. Eram programat ca să predic la acea biserică. It was the only time that I lived there that I preached at that church. A fost singura dată când eu am locuit în perioada aia acolo, de am predicat la acea biserică. I preached about healing. Și am predicat despre vindecare. And at the end I prayed over the microphone. Și la final m-am rugat la microfon. And I said, if you were healed now, și am zis, dacă tu ai fost vindecat acum, step out into the aisle, ieși pe culoar, and come up and testify what God did. Și vino aici în față și dă mărturie de ceea ce Domnul a făcut. I was shocked. Și am fost șocat. People lined up all the way from the front to the back. Oamenii s-au aliniat de la început, din fața bisericii până în spate. They were all healed. Și toți au fost vindecați. They came and they testified of how God had healed. Și au venit și au dat mărturie despre cum Dumnezeu i-a atins și i-a vindecat. Before that, dar înainte de asta, I had seen healings happen rarely. Am văzut vindecări întâmplându-se rare ori. But after that, dar pe urmă, I started to see healings happen regularly. Am început să văd regulat vindecări. And happening at a different level. Și se întâmplau la un nivel mai mare. Now there's nothing special about me. Acum nu e nimic special cu privire la mine. All of us, noi toți, can have meetings with God. Putem să avem întâlniri cu Dumnezeu. The way that you will meet God, modul în care tu o să te întâlnești cu Dumnezeu, is different than the way that I will meet with God. E diferit de modul în care eu o să mă întâlnesc cu Dumnezeu. We are all so unique and different. Noi toți suntem diferiți, unici. So God reveals Himself to each of us așa in a different Dumnezeu way. Așa că Dumnezeu se descoperă nou într-un mod diferit. During this series, iar cât timp facem această serie, every single week we will look at another character from the Bible. În fiecare săptămână o să ne uităm la un personaj diferit din Biblie. And see how they met the Lord. Să vedem cum ei s-au întâlnit cu Domnul. How their lives were changed. Cum viețile lor au fost schimbate. And what it can teach us. Și ce putem să învățăm noi de acolo? This Sunday, duminica aceasta, I want to share with you about Job. Vreau să împărtășesc cu voi despre Iov. That's an unusual choice. Și asta e o alegere ciudată. Can I tell you? Pot să vă spun. That I try to read the Bible every year. Eu încerc să citesc Biblia în fiecare an. I started in January. Am început în ianuarie. And I want to go all the way through the Bible by December. Vreau să parcurg toată Biblia până în decembrie. A few years ago, câțiva ani în urmă, when I was reading through the Bible, când citeam Biblia, I was going through a really hard time in my life. Eram într-o perioadă dificilă din viața mea. I had COVID. Am avut COVID.
And I got very sick after having COVID. După COVID am fost foarte bolnav. For about 9 months. Timp de 9 luni. Every single morning I would wake up. În fiecare dimineață mă trezeam. And I said, și am zis, Doamne, I have never been this sick in my whole life. Eu toată viața mea n-am fost așa de bolnav. Like every day, în fiecare zi, I felt worse than I had ever felt before. Mă simțeam mai rău decât m-am simțit vreodată. I felt constantly dizzy, like vertigo. Constant eram amețit, aveam vertigo. I had vertige. Heart issues. Aveam probleme cu inima. I just felt terrible. Și mă simțeam groaznic. I tried to hide it from people as best as I could. Și am încercat să ascund asta de la oameni cât de mult am putut. But the Lord spoke to me through a prophetic word. Dar Domnul a vorbit printr-un cuvânt profetic. By Pastor Jeff. De la pastorul Jeff. That I would be healed by the month of May. Că o să fiu vindecat prin luna mai. My healing started in the month of May. Și vindecarea mea a început în luna mai. And it continued to the month of September. Și a continuat până în septembrie. I was so grateful. Și am fost așa de recunoscător. For how God healed me. Modul în care Dumnezeu m-a vindecat. But during that time, dar în acea perioadă, I was so sick. Eram așa de bolnav. I was suffering so bad. Sufeream așa de mult. That I, when I got to the book of Job, că atunci când am ajuns în cartea Iov, I said, I think I'm just going to skip over it this time. Azi, cred că o să sar peste cartea asta de data asta. I don't want to read it now. Nu vreau să citesc acum. Because it's all about suffering. Totul e despre suferință. And why do people suffer? De ce suferă oamenii? Asking the deep questions of life. Punând acele întrebări dificile ale vieții. I didn't want to ask the deep questions of life at that time. N-am vrut să pun acele întrebări dificile ale vieții în acel moment. But now I have reread the book of Job recently. Dar acum am recitit cartea Iov recent. And it really spoke to me. Și chiar mi-a vorbit. In the same day, în aceeași zi, Job lost all of his servants. Iov a pierdut toți slujitorii săi. All of his livestock. Toată turma lui. And lost all of his children. Și toți copiii lui. Then he also got very sick. După care s-a îmbolnăvit foarte tare. He was so bad with his skin. Avea probleme așa mare cu pielea lui. Open boils. Avea rând deschise. That he looked for broken pieces of pottery that he could scratch his wounds with. El căuta cioburi ca să scobească, să scarpine cu ele. His wife came to him during that time. Soția lui a venit la el în acel timp. She said to him, și a spus lui, just curse God and die. Blastemă-l odată pe Dumnezeu și mori. Job said to her, și Iov i-a spus ei, why are you speaking like one of the foolish women? De ce vorbești tu ca o femeie nebună? And it says that during that whole time, și spune că întreaga perioadă de timp, Job did not sin against the Lord with his mouth. Iov nu a păcătuit împotriva Domnului cu gura lui. The main way that people sin, modul principal în care oamenii păcătuiesc, is with their mouth. Este cu gura lor. With gossiping, cu bârfă, with criticism, cu critică, with complaining, cu a se plânge. The Lord spoke to me. Dar Domnul mi-a vorbit mie. And he said, și mi-a spus, I am going to touch the mouths of my people. Eu o să ating gura poporului meu. And I will take out of their mouths. Și o să iau din gura lor. The criticism and the gossip of the past. Critica și bârfa din trecut. And I will replace it with praise. Și o să o înlocuiesc cu laudă. I will take out of their mouths. O să iau din gura lor. The complaining, the murmuring. Plângerile, murmuratul. And I will put in their mouths. Și o să pun în gurile lor. A song of thanksgiving. Un cântec de mulțumire. When we meet with the Lord, când noi ne întâlnim cu Domnul, he changes the way that we speak. El schimbă modul în care noi vorbim. During that whole time, și în întreaga perioadă de timp, Job did not sin against the Iov Lord. Nu a păcătuit împotriva Domnului. With his mouth. Cu gura sa. With the words that he spoke. Cu cuvintele pe care el le rostea. Now it's important for us to know. Și acum e important pentru noi ca să știm. Job's suffering did not come from God. Că suferința lui Iov nu a venit de la Dumnezeu. Job's suffering, suferința lui Iov, came from the devil. A venit de la diavol. The devil, diavolul, is the source of sickness, este sursa bolii, the source of death, sursa morții, the source of every evil thing, sursa la orice lucru rău, every good and perfect gift, orice dar bun și desăvârșit, comes down from the Father of heavenly lights, se coboară din ceruri de la Tatăl luminilor, who has no changing of shadow, în care nu există umbră de schimbare.
Every good thing comes from God. Tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu. Every bad thing comes from the devil. Și orice lucru rău vine de la diavol. Jesus said. Iisus a zis. The thief comes to steal, kill and destroy. Hoțul vine să fure, să prăpădească, să junghie. But I came so that you can have life and Dar have it more abundantly. Dar eu am venit ca voi să aveți viață și să aveți din belșug. So let's say this together. Așa că haideți să spunem asta împreună. Good things come from God. Că lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Bad things come from the și devil. Și lucrurile rele vin de la diavol. That's a real good thing for us to remember. Și asta e un lucru bun ca noi să ținem minte. Every single day of our lives. Tot restul vieții noastre. Especially when we're going through difficult times. Mai ales când trecem prin perioade dificile. The New Testament takeaway from the story of Job. Modul în care Noul Testament se uită la cartea Iov. We can see in James chapter 5. Putem să vedem în Iacov în capitolul 5. In verses 10 and 11. Versetele 10 și 11. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. So it says that we can look as an example. Așa că spune că putem să ne uităm ca și un exemplu. Of how people had patience in suffering. Despre cum oamenii au avut răbdare în suferință. At the prophets of old who spoke in the name of the Lord. De exemplu, cum prorocii din vechime au vorbit în numele Domnului. Prophetic people. Oamenii profetici. Are not weaklings. Nu sunt niște slăbănoci. Prophetic people, oamenii profetici, do not go up and down based on their current circumstances. Nu iau așa sus și jos bazându-se pe circumstanțele lor actuale. Prophetic people, oamenii profetici, have an assurance in the word of the Lord. Au o siguranță în cuvântul lui Dumnezeu. That even though circumstances may change around them, chiar dacă circumstanțele s-ar schimba în jurul lor, but God's word remains steadfast. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne statornic. So we also can remain steadfast in him. Așa că noi de asemenea putem să rămânem statornici în el. Whether wind and waves may come, indiferent că vin vânturi sau valuri, no matter what storms may come, indiferent ce furtuni vin, our boat keeps sailing forward in him. Barca noastră continuă să navigheze înainte în el. Because we are a prophetic people. Pentru că noi suntem un popor profetic. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. The steadfastness of Job. Acea statornicie a lui Iov. How we see that the Lord is gracious and compassionate. Vedem că Dumnezeu este plin de milă și compasiune. And how Job's end was better than his beginning. Și cum sfârșitul lui Iov a fost mai bun decât începutul lui. Your end is going to be better than your beginning. Sfârșitul tău o să fie mai bun decât începutul tău. No matter what circumstances you are going through now. Indiferent cu ce circumstanțe te confrunți tu acum. Keep moving forward in God. Continuă să avansezi în Dumnezeu. And you will see his grace. Și o să vezi harul lui. And you will see his compassion. Și o să vezi compasiunea lui. James also wrote in another place. Iacov a scris de asemenea în alt loc. Blessed is the man who remains steadfast under trial. Ferice de omul care răbdă ispita. For when he has stood the test, pentru că după ce va fi încercat, he will receive the crown of life. Va primi cununa vieții. Which God has promised to those who love him. Pe care a promis-o Domnul celor care îl iubesc. When you overcome testing, când tu treci cu bine peste ispită, peste încercare. When you over testing, peste încercare. Then God says, atunci Dumnezeu spune, that you will receive a crown of glory. Că vei primi o cununa slavei. Praise the Lord. Slavă Domnului. There is a crown waiting for you on este the other side. Este o coroană care te așteaptă de cealaltă parte. That your end, că sfârșitul tău, will be better than your beginning was. O să fie mai bun decât a fost începutul tău. Towards the end of the book of Job, spre finalul cărții Iov, after his three friends came, după ce cei trei prieteni ai săi au venit, and they have all of these debates, și au toate dezbaterile astea cu Iov, all of these discussions, discuții, why is Job going through this? De ce trece Iov prin așa ceva? How did he sin? Cum a păcătuit el? What did he do wrong? Ce a făcut oare greșit? They all had their magnifying glasses out trying to analyze him. Toți au avut lupele, s-au uitat încercând să-l analizeze pe Iov.
Christians still do that today. Creștinii că fac asta și astăzi. When people start going through a hard time, când oamenii trec prin lucruri dificile, they start saying, "Oh, I'm sure." That's because that person sinned. Din cauza că persoana aia a păcătuit. Or that person did something wrong. Sau persoana a făcut ceva greșit. Not necessarily. Nu neapărat. Sometimes it can be because they did something right. Uneori pentru că au făcut ceva bine, de fapt. Sometimes it's because they were going on the right path. Uneori pentru că au mers pe calea bună. That those attacks came against them. Atacurile alea au venit împotriva lor. God wants to remove from our thinking. Și Dumnezeu vrea să dea la o parte din gândirea noastră. Everything of legalism. Orice are legătură cu legalismul. Of religiosity. Religiozitate. Of judging other people. A judeca pe alți oameni. Really? De fapt. Why some things happen to some people? De ce se întâmplă anumite lucruri anumitor persoane? It's none of our business. Nu-i treaba noastră. Praise the Lord. Slavă Domnului. It says in Job 38:1. Spune în Iov 38:1. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said to him. Și Domnul a răspuns lui Iov din vârtejul de vânt și i-a zis. Job and his three friends saw this whirlwind coming towards them. Iov și cei trei prieteni ai lui au văzut acest vârtej care a venit înspre ei. It was a great storm. O furtună puternică. We see the whirlwind in different places in scripture. Vedem vârtejul în diferite locuri în scriptură. God brought Elijah into heaven. Dumnezeu l-a luat pe Ilie și l-a dus în ceruri. Through a whirlwind. Printr-un vârtej. God appeared also to Ezekiel. Dumnezeu a apărut de asemenea lui Ezekiel. In a whirlwind. Într-un vârtej. God's presence many times is compared to a whirlwind. Prezența lui Dumnezeu de multe ori este comparat cu un vârtej. Or it speaks about how God comes in a whirlwind to people. Sau cum Dumnezeu vine într-un vârtej la oameni. But now God speaks from the whirlwind. Dar acum Dumnezeu vorbește din vârtej. God speaks from his presence. El vorbește din prezența lui. To Job. Lui Iov. Things begin to come clear to him. Și lucrurile încep să devină clare pentru el. Actually, de fapt, it brought the most clarity. A adus cea mai multă claritate. The fact that Job met with God's presence. Faptul că Iov s-a întâlnit cu prezența Domnului. He didn't really receive an explanation. De fapt, el n-a primit o explicație pentru ce s-a întâmplat. He didn't really receive an answer. N-a primit un răspuns, de fapt, din partea lui Dumnezeu. He received God himself. Și l-a primit pe însuși Dumnezeu. He received God. L-a primit pe Dumnezeu. And it's his presence. Și este prezența lui. That is the most valuable thing to us. Care e cel mai de preț lucru pentru noi. Before his presence. Înainte de prezența lui. Every tongue is brought to silence. Înaintea prezenței sale fiecare limbă este redusă la tăcere. In his presence. În prezența lui. Things begin to have a clarity for us. Lucrurile încep să fie clare pentru noi. The Lord spoke to Job from the whirlwind. Domnul a vorbit lui Iov din vârtej. And Job was so impacted by what God said to him. Și Iov a fost atât de atins de ceea ce Domnul i-a spus lui. In Job 42. În Iov 42. We see how Job responds. Vedem răspunsul lui Iov. And I would encourage you. Și eu vă încurajez. If we're reading from scripture. Că dacă noi citim din scriptură. Either bring your Bible to church. Fie aduceți-vă Biblia la biserică. And you open up and read with us. Și deschideți și citiți împreună cu noi. That's preferred. Asta e preferat. But if you don't have your Bible with you. Dacă nu aveți Biblia cu voi. Open up your Bible on your phone. Deschideți-vă Biblia pe telefon. And read scripture with us. Și citiți scriptura împreună cu noi. Don't just listen to the scripture. Nu doar ascultați scriptura. Listen and read the scripture. Citiți și ascultați. So in Job 42. Așa că în Iov 42. And we'll read from verse 1 to 6. Citim de la versetele 1 până la 6. Then Job answered the Lord and said. Și Iov a răspuns Domnului și a zis. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Știu că tu poți să faci orice și că nicio hotărârea ta nu poate fi împiedicată. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. Cine este acela care fără cunoștință îmi întunecă sfatul? De aceea am rostit ce nu am înțeles, lucruri prea minunate pentru mine pe care nu le cunoșteam. Hear and I will speak. I will question you and you make it known to me. Ascultă, te rog, și voi vorbi, te voi întreba și tu mă vei învăța. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Auzisem de tine cu auzul urechii, dar acum ochiul meu te vede. Therefore I despise myself and repent in dust and in ashes. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. How many of you think that's a powerful passage? Câți dintre voi credeți că asta e un pasaj puternic?
Job says. Iov a zis. I know that you can do all things. Eu știu că tu poți să faci toate lucrurile. That nothing is impossible for you. Nu e imposibil pentru tine. That is still true today. Asta e adevărat și astăzi. He said, I was talking about things I don't understand. Și el a zis, eu vorbeam despre lucruri care nu le înțelegeam. Things that are too great for me. Lucruri care sunt prea mari pentru mine. And now I put my hand over my mouth. Și acum eu mă acopăr gura cu mâna mea. I am shut up in your presence. Și eu tac în prezența ta. If I question you. Dacă eu o să te întreb. You will make it known to me. Tu o să mă răspunzi. But then this is really the verse I wanted us to look at. Dar apoi ăsta e versetul la care vreau să ne uităm. I had heard of you. Auzisem de tine. With the hearing of my ear. Cu auzul urechii. But now my eye has seen you. Dar acum ochiul meu te vede. What was theoretical? Ce a fost înainte teoretic? Has become real. A devenit real. What I knew about from other people. Ce știam de la alți oameni. Now has become personal to me. Acum a devenit personal pentru mine. What I had read before ce in books. Ce am citit înainte în cărți. Now has become acum alive. A devenit viață. What I had heard about with my ear. Ce am auzit cu urechea mea. Now I have seen it acum with my eyes. Acum am văzut cu ochii mei. That is what happens. Asta se întâmplă. When we meet the Lord. Când ne întâlnim cu Domnul. When we come into his presence. Când venim în prezența sa. When he reveals himself to us. Când El se descoperă nouă. There's a great movie. Este un film celebru. It's one of my favorite movies. Unul dintre fratele mele filme. It's called Ford versus Ferrari. Se numește Ford versus Ferrari. Or Mans 66. Sau Le Mans 66. It's a great film. Este un film extraordinar. But in one part of the movie. Dar într-o parte a filmului. The head of Ford. Șeful echipei Ford. The CEO of Ford. Directorul companiei Ford. Came to the place where they were making their race cars. A venit în acel loc unde ei construiau mașinile lor de cursă. And he wanted to limit them and stop some of the things that they were doing. Și a vrut să limiteze pe ei, să oprească anumite lucruri pe care ele făceau. So the man who was in charge of the racing team. Așa că bărbatul care se ocupa, conducea echipa de cursă. Said to the CEO, come and get in the car with me. Vino și urcă în mașină cu mine. So he sat down in the car. S-a pus în mașină. And the driver took off. Iar șoferul a luat-o. So intense. A fost așa de intens. So much pressure of gravitational force. Așa presiune de gravitație. That when he stopped the car. Că atunci când el a frânat și oprit mașina. The CEO is weeping. Directorul plângea. He said. Și a zis. I had no idea. Habar n-aveam. I had no idea. Habar n-aveam. See. You can read so many books vezi, about God. Vezi, poți să citești așa de multe cărți despre Dumnezeu. So many people can tell you așa about God. Așa de mulți oameni pot să povestească despre Dumnezeu. But when you experience dar când tu îl experimentezi pentru tine. When God becomes real când to Dumnezeu you. Dumnezeu devine real pentru tine. It's transformational. Îți transformă viața. I don't want to have a church full of people who just have a lot of theoretical information in their minds. Nu vreau să am o biserică plină de oameni care au multe informații teoretice în mintea lor. Who have good theology. Care au o teologie bună. But have no experience with God. Dar n-au o experiență cu Dumnezeu. I'd rather have both. Aș prefera să o am pe ambele. But I want people. Dar vreau ca oamenii. To know God in a personal way. Să cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal. Where God becomes real to them. Unde Dumnezeu devine real pentru ei. What Job said aici, is similar, este similar to something that the prophet Habakkuk ceva said. Ce prorocul Habacuc a spus. In Habakkuk 3:2. Habacuc 3:2. O Lord, Doamne, I've heard the report of you. Am auzit ce ai spus tu. I heard the report about you. Am auzit ce s-a spus despre tine. And I stand in awe of you. Și stau uimit de tine. O Lord, o Doamne, of your deeds. De lucrurile care tu le-ai făcut. Revive them in these years. Împrospătează-mă în acești ani. Make them known in these years. Fă-i să cunoască în acești ani. Habakkuk was praying. Habacuc se ruga. And he says, Lord, I've heard all about you. Doamne, am auzit despre tine. About all the deeds that you did. Despre lucrurile care tu le-ai făcut. About your miracles. Despre miracolele tale. Revive them. Reîmprospătează-i. Do them again. Fă din nou acele lucruri în ei. Bring revival. Adu trezire.
again in our midst. Din nou în mijlocul nostru. God wants that to be the cry of our hearts. Dumnezeu vrea ca asta să fie strigătul inimilor noastre. Even as we are seeking Him. Așa cum îl căutăm pe El. With prayer and fasting. Cu rugăciune și post. Lord, where are the miracles? Doamne, unde sunt miracolele? That you have done for our fathers. Pe care Tu le-ai făcut pentru părinții where noștri. Where are the great deeds? Unde sunt acele fapte mărețe? That we have heard about in the past. Despre care am auzit în trecut. Do them again now. Fă-le din nou acum. Bring revival. Adu trezire. Bring times of refreshing. Adu vremuri de împrospătare. Make it real. Fă să fie real. For us again. Pentru noi din nou. Let people meet with you again. Oamenii să întâlnească cu tine din nou. Face to face. Față în față. That people in our church. Oamenii în biserica noastră. Have real experiences with God. Să aibă experiențe reale cu Dumnezeu. The greatest meetings I've had with God personally. Cele mai mari întâlniri care am avut eu cu Dumnezeu personal. Came to me in the midst of praying and fasting. Au venit în timpul rugăciunii și postului. In my life. În viața mea. God said, Dumnezeu a zis, that if we seek Him, dacă noi îl căutăm pe El, that He will surely reveal Himself to us. Cu siguranță El ni se va descoperi. Jeremiah said, Ieremia a zis, you will seek me and find me. Mă veți căuta și mă veți găsi. When you seek me with all of your heart. Când mă veți căuta cu toată inima voastră. If we're seeking Him with our whole heart. Dacă îl căutăm pe El cu toată inima noastră. He will reveal Himself to us. El ni se va descoperi nouă. Then the Lord Jesus said, după care Domnul Iisus a zis, ask and it will be given to you. Cere și vei primi. Seek and you will find. Caută și vei găsi. Knock and the door bate will be open. Și ușa ți se va deschide. Because whoever seeks, pentru că oricine caută, will find. Va găsi. It says the author of the book of Hebrews. Spune că autorul cărții Evrei. Wrote. A spus. Without faith. Fără credință. It's impossible to please God. Este imposibil să fii pe placul lui Dumnezeu. For whoever would come near to God. Pentru că oricine se va apropia de Dumnezeu. Must believe that He exists. Trebuie să creadă că El există. And that He rewards those who diligently seek Him. Și că răsplătește pe cei care îl caută cu sârguință. You have to believe that God is. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu există. But also that He rewards. Dar de asemenea că El răsplătește. Those who seek Him. Pe cei care îl caută pe El. That means when you don't feel a thing. Asta înseamnă că atunci când tu nu simți nimic. When you feel like your prayers are just hitting the ceiling. Simți că rugăciunile tale doar ating tavanul. And come back down. Și coboară înapoi la sol. But I keep on praying. Dar continuă să te rogi. I keep on fasting. Continuă să postești. I keep on seeking continuă the face of God. Continuă să cauți fața Domnului. He is a rewarder. Pentru că El este Cel ce răsplătește. Sometimes when you feel the least. Uneori când simți cel mai puțin. The rewards afterwards. Că răsplata vine pe urmă. Will be the greatest. Va fi cea mai mare. The rewards that come afterwards. Că răsplățile care vin pe urmă. Will be the greatest. Vor fi cele mai mari. Encounters with God. Acele întâlniri cu Dumnezeu. Come many times. Vin de multe ori. When we seek God. Când căutăm pe Dumnezeu. When we pray. Când ne rugăm. When we fast. Când postim. But also. Dar de asemenea. Those God meetings. Acele întâlniri cu Dumnezeu. Are related to His sovereignty. Au legătură cu suveranitatea Lui. God chooses who He reveals Himself to. Dumnezeu alege cui să se descopere. When and how. Când și cum. Even Isaiah the prophet said. Chiar și Isaia prorocul a zis. I was ready to be sought by those who did not ask for me. Că eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. I was ready to be found by those who did not seek me. Eram gata să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. I said, "Here I am, here I am." Și am zis, iată-mă, iată-mă. To a nation that did not call me by my name. Către un neam care nu mă chema, nu chema numele meu. They were not called by my name. Care nu era chemat după numele meu. God said, "I reveal myself." Și Dumnezeu a zis, eu mă descoper. To those that I want to reveal myself. Celora care vreau să mă descoper. There are moments in my life. A fost momente în viața mea. Where I wasn't even really seeking God. Când de fapt eu nu-l căutam pe Dumnezeu. And He just showed up anyway. Și El doar s-a descoperit. What did Saul of Tarsus do? Ce a făcut Saul din Tars? To deserve that meeting with Jesus on the Damascus road. Ca să merite acea întâlnire cu Iisus pe drumul spre Damasc. Nothing. Nimic. But the Lord chose dar to reveal Domnul himself ales pe El ca să descopere Lui. It's also part of God's sovereignty. De asemenea, face parte din suveranitatea lui Dumnezeu. Once when Miha was ministering in the States by herself. Odată când Miha sluja în America de una singură. She was at White Horse Christian Center doing a women's conference. A fost la centrul creștin White Horse. Poți doar spui White Horse. La White Horse și ținea o conferință pentru femei. And while she was there. Și în timp ce era acolo. One night I was praying at that house by myself. Într-o seară mă rugam acasă de unul singur. It was late. Și era târziu. And I was ready to stop praying. Și eram gata să mă opresc din a mă ruga.
All of a sudden, dată, the presence of the Lord came so strongly in our kitchen. Prezența Domnului a venit cu așa multă putere în bucătăria noastră. That I fell on my face. Că am căzut cu fața la pământ. And I felt the power of God come so strongly. Și am simțit cum puterea lui Dumnezeu a venit cu așa multă putere peste mine. The Lord started to speak to me about many different things. Și Dumnezeu a început să vorbească cu privire la multe lucruri. It lasted for over an hour. Și a durat mai bine de o oră. Maybe 2 hours. Poate I don't know. Ore, nu mai țin minte. I got up around 2-3 o'clock in the morning from the ground. Și m-am ridicat de jos din bucătărie pe la 2-3 dimineața. And I went quickly and I wrote a message to Pastor Jeff. Și m-am dus repede și am scris un mesaj la pastorul Jeff. Because I wanted to share with him what the Lord has spoken. Am vrut să împărtășesc cu el ceea ce Domnul mi-a vorbit. Sometimes God just shows up. Dumnezeu doar apare. When you're least expecting it. Când te aștepți cel mai puțin. He comes and reveals himself to you. El vine și se descoperă ție. It says that when God appears to Job, spune că atunci când Dumnezeu se arată lui Iov, God then begins to speak about Job's friends. După care Dumnezeu începe și vorbește despre prietenii lui Iov. The Lord said, Domnul a zis, that Job's friends, că prietenii lui Iov, had not spoken correctly about God. N-au vorbit corect cu privire la Dumnezeu. Like Job had. Cum Iov a făcut-o. And God was angry with Job's friends. Și Dumnezeu a fost mânios cu privire la prietenii lui Iov. Job must have felt very justified in that moment. Și cred că Iov s-a simțit foarte bine în acel moment. And God said, și Dumnezeu a zis, Job, you must bring sacrifices for your friends. Iov, tu trebuie să aduci o jertfă pentru prietenii tăi. And you will pray for them. Și tu trebuie să rogi pentru ei. And I will listen to your prayer. Și eu o să ascult rugăciunea ta. Otherwise, altfel, you don't want to know what would have happened to Job's friends. Tu nu vrei să știi ce s-ar fi întâmplat cu prietenii lui Iov. So Job brought those sacrifices. Așa că Iov a adus acele jertfe. And he prayed for his friends. S-a rugat pentru prietenii lui. And it says, și spune, that when Job prayed for his friends, că atunci când Iov s-a rugat pentru prietenii lui, in Job 42, în Iov 42, in verse 10, versetul 10, and the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Domnul a întors captivitatea lui Iov când s-a rugat pentru prietenii săi și Domnul a dat lui Iov de două ori mai mult decât avusese înainte. When Job prayed for his friends, când Iov s-a rugat pentru prietenii lui, sometimes when we pray and fast, uneori când ne rugăm și postim, we're doing it on behalf of others. O facem pentru alții. But when Job prayed for his friends, iar când Iov s-a rugat pentru prietenii lui, the Lord restored him. Dumnezeu l-a restaurat pe el. There are rewards. Sunt răsplăți. For intercessors. Pentru mijlocitori. There are rewards. Sunt răsplăți. For those who will stand in the gap. Pentru cei care stau în spărtură. There are rewards. Sunt răsplăți. For those who will seek the face of God. Pentru cei care vor căuta fața Domnului. On behalf of other people. Vor mijloci pentru alții. Says about Job. Și se spune despre Iov. That the Lord gave him double. Că Dumnezeu a dat lui de două ori mai mult. Everything that he had lost. Decât a avut el tot ce a pierdut înainte. The Lord spoke this to me recently. Și Dumnezeu mi-a vorbit asta recent. For a pastor. Pentru un pastor. And when I shared this word with him. Și când am spus acest cuvânt lui. He began to cry and cry. Plângă, să plângă. I said to him, lui, the Lord says, Domnul spune, you will receive a double portion că o să primești o porție dublă for all of the trouble that you went pentru through. Pentru tot necazul prin care tu ai trecut. I believe the Lord is speaking the same thing. Și eu cred că Domnul vă spune același lucru. For some of you who are here today. Pentru unii dintre voi care sunteți astăzi aici. For all the trouble you went through. Pentru toată problema prin care voi ați trecut. The Lord is going to give you a double portion. Dumnezeu îți va da o porție dublă. It says in Isaiah 61. Se spune în Isaia 61. In verse 7. Versetul 7. Instead of your shame there will be a double portion. Instead of dishonor they will rejoice in their lot. Therefore in their land they will possess a double portion. They will have everlasting joy. În locul rușinii voastre veți primi dublu și în locul disprețului vor sărbători, bucurându-se de partea lor. De aceea în țara lor vor moșteni o parte dublă, vor avea o bucurie eternă. The double portion, porția dublă, speaks of inheritance. Vorbește despre moștenire. And God said, și când Dumnezeu a zis, I will give you a double portion. Îți voi da o porție dublă. For all the trouble that you went through. Pentru tot necazul prin care tu ai trecut. Even for me. Chiar și pentru mine. For all that time that I went through when I was very sick. Perioada aia care am trecut când eram foarte bolnav. The Lord spoke to me. Domnul mi-a vorbit. I'm going to bring your ministry to a new level. O să duc slujirea ta la un nou nivel. Because of all the trouble you went through. Din cauza problemelor prin care tu ai trecut. And many people told me. Și mulți oameni mi-au spus. You preach differently now than you did before. Tu predici diferit acum decât ai predicat înainte. Praise the Lord. Slavă Domnului.
It was related also. Și avea legătură de asemenea. With all the trouble that I went through. Cu toate cazurile prin care eu am trecut. It was like a baptism of fire that I went through. Ca și un botez al focului în ungere. So I stepped into a new Așa level in God. Așa că am pășit un nou nivel în Domnul. God has a double portion for you too. Porție dublă pentru tine for all asemenea. The trouble that pentru you went through. Pentru toate cazurile prin care tu ai Job trecut. Job received a double portion. A primit o ungere dublă, o porție dublă. For everything that he had gone pentru through before. Pentru tot ce prin care el a trecut înainte. God gave him double. Dumnezeu i-a dat lui dublu. I believe. Și eu cred. That this will be a year. Că va fi un an. Of the double portion. Al porției duble. This will be a year. Va fi un an. Of inheritance. Al moștenirii. This will be a year. Va fi un an. Of greater blessing. Al binecuvântărilor mai mari. You have walked through before. Decât ai umblat până acum. God is going to give you a double portion. Dumnezeu îți va da o porție dublă. For all the trouble that you went through. Pentru toate cazurile care tu ai trecut. Today astăzi is a day. Este o zi. For us to meet with the Lord. Pentru ca noi să întâlnim cu Domnul. Numele Iisus vrea să rostesc peste fiecare inimă și Știu în prezența ta găsesc par Când Iisus Numele Iisus vrea să-L rostesc Până orice dependență va cădea și speranță când Iisus numele Tău e plin de putere e vindecător întăritur frângi și Iisus peste familii, chemăm numele Sfânt, Iisus.